Domnul Dragoș Alexandru. Spuneți, domnule Potor, că aceste cooperative ar putea fi una dintre soluțiile fermierilor pentru dezvoltare. Există un studiu pe site-ul Comisiei Europene, făcut acum câțiva ani în urmă, referitor la cooperative. S-ar putea să fie. În toată Europa de vest nu mai se vinde numai prin cooperative. Fermierii, atunci când apare un fermier într-o comună, într-un sat din Germania, din Danemarca, oriunde în Franța, el este deja într-o cooperativă. Nu există varianta în care eu nu sunt în cooperativă. Deci dacă cei din vest așa lucrează, este evident că mai departe, în același studiu, sunt analizate toate statele din Uniunea Europeană, inclusiv cele foste comuniste. Cum se întâmplă la noi, se întâmplă în toate țările foste comuniste, cu noare și ce avans, pentru că au fost și mai devreme în Uniunea Europeană, sunt Polonia, Ungaria, Cehia. Deci nu există alternativa, poate reușesc și singur. Chiar și fermele mari, cum sunt de obicei aici în sudul țării, și eu sunt din partea asta a țării, chiar și fermele mari, pe cereale, da, și pe plante tehnice, aș putea să vă spun că, de fapt, cea mai mare cooperativă din țară, cu miliarde de lei cifră de afaceri, este pe cereale. Este cooperativa Dobrogea Sud, din Constanța. Deci fermierii s-au unit și acolo. Mii de hectare și totuși vând prin cooperativă. Dacă îl întrebăm pe domnul Lungoci, o să ne spună de ce face asta. Păi, în primul rând, la orice input, îi organizează licitație cu plic închis. Toți marii furnizori vin la ei la licitație cu plic închis. Nu există să nu aibă discounturi între 30 și 40%, inclusiv la combustibil. Cooperativa s-a capitalizat, are propriile silozuri și propriile depozite. Deci revin, nu că s-ar putea să fie soluția cooperativele, în toată Uniunea Europeană nu există. Dacă întrebați un fermier, o să și mergem cu fermieri care o să adere la cooperativă, o să mergem să vedem și alte state, ce se întâmplă acolo. Atunci când un fermier apare într-o comună, din cum vă spuneam, el este deja într-o cooperativă. De asta și are o putere foarte mare. V-aș putea spune, întreba, toată lumea probabil a auzit în domeniul lactatelor de compania Friesland, da? Care deține și la noi majoritatea mărcilor de le vedem, Napolact, Albalact și așa mai departe. Aș vrea să vă spun că este o cooperativă. Da? Sunt cooperative deja în Uniunea Europeană transnaționale. Asta înseamnă că membrii lor sunt din toate statele europene sau sunt companii cooperative internaționale la nivelul Uniunii Europene, adică au deja locații în toate statele Uniunii Europene. Deci cooperativele sunt viitorul, că vrem sau că noi nu vrem. De asemenea, noul plan de PNDR din 2021, accentul se va pune, așa cum PAC-ul deja, cu politica agricolă comună deja schițată, pune accentul în continuare pe cooperare. Deci alternativă nu există. Acum revenind la avantajele în momentul de față pe care le au cooperativele în România, sunt facilități fiscale acordate de guvernul actual, începând cu ianuarie acest an, care încurajează foarte mult cooperativele. Practic orice membru al unei cooperative nu plătește impozit pe profit sau impozit pe imobilele ce deservesc activitatea agricolă și sunt foarte mulți fermieri care au silozuri, hambare, tot felul de grajduri. Aș vrea să vă spun că din cele 61 de cooperative pe care ce sunt în stadiu de înființare, unele sunt deja înființate de când am început de la jumătatea lunii februarie, toate sunt, majoritatea de fapt, sunt de gradul 2. Asta înseamnă de gradul 2, o cooperativă de gradul 2 înseamnă că unul dintre membri este o persoană juridică. Gradul 1 înseamnă că membrii sunt numai persoane fizice sau PFA-uri sau IE-uri, dar când apare o persoană juridică. Este evident, cine a văzut primul avantaj, l-au văzut firme care plătesc impozite destul de mari de cele mai multe ori. Și atunci nu-i de mirare că primele cooperative pe care le avem sunt cooperative de gradul 2. Deci acestea sunt avantajele fiscale acordate, avantaje cum momentan nu sunt în alte state europene, tocmai pentru a impulsiona cât mai mult crearea acestor cooperative. Asta nu pentru că dorește guvernul acesta sau altele, pentru că legea cooperativelor din 2004, fiecare guvern a încercat să impulsioneze înființarea cooperativelor și pentru că, așa cum vă spun, asta este viitorul. Alte avantaje, așa cum v-am spus, de ne vorbesc fermierii din practică, și anume discounturi masive. Și gândiți-vă că acei fermieri pe cultură mare din Constanța au și ei mii de hectare ca fermă proprie, deci oricum obțineau niște discounturi. Totuși, prin cooperativă fiind, obțin discounturi de neimaginat de către alții.
De asemenea, sunt cooperative pe care le dăm și noi ca exemplu și sunt, astfel vă spuneam, minim 30 de cooperative care funcționează într-adevăr pe baze foarte solide, reale, de legume, fructe. Avem cooperative în județul Cluj, în județul Constanța, în județul Botoșan, de asemenea și zootehnice, cooperative zootehnice cu profil zootehnic sunt cele mai multe, de fapt. Și avantajele sunt, în primul rând, vânzarea împreună și obținerea, comercializarea întregii producții. Spunea domnul Potor, cineva aici în sală, are o cooperativă de pepeni, o să aflăm probabil care este vânzarea întregii producții de pepeni, dar eu știu de la producători de pepeni în sudul țării că dacă vând jumătate din producție, sunt cei mai fericiți, restul o ară înapoi, da? O ară în pământ. Cooperativa îți asigură astfel de... de cele mai multe ori acoperă și această activitate de vânzare. Cam acestea sunt avantajele clasice. Evident că clasice sunt discounturi la inputuri și vânzare, comercializarea producției. Așa cum se întâmplă și în celelalte state europene, inclusiv și cele mai apropiate de noi, am avut vizite și în Ungaria, am constatat că partea de consultanță, fermierul care este într-o cooperativă nu are nevoie de consultanță tehnologică, nu are nevoie de consultanță la întocmirea de proiecte europene sau de consultanță fiscală, pentru că apar pentru toată lumea, o să înceapă să apară problema asta a plății impozitelor, nu mai le mai putem trece așa în spate, să spunem, să nu le băgăm în seamă. Cooperativa ți asigură pentru orice membru și astfel de consultanță. Poate o să ne întrebați de unde o să aibă cooperativa bani. Evident, o primă sursă de venit a celor care funcționează în momentul de față este în felul următor. Ți-am obținut prin cooperativă un discount de 40%, 10% rămân la cooperativă. Sau mai mult, depinde cum au agreat toți membrii la oaltă, adunarea generală. Sau s-au vândut producția cu un anume preț, mult peste ceea ce ai obținut tu, o parte din procent rămâne la cooperativă. Pentru că nu se poate funcționa tu să fii și în câmp, și de vânzare, și de promovare, și așa mai departe. O cooperativă fără angajați înseamnă că aceea nu e cooperativă. Cea mai mare cooperativă din Ungaria pe care am vizitat-o în toamna trecută, cu 400 de membri, vreau să vă spun că avea 150 de angajați permanenți. Nu știu câte firme au astfel de firme agricole și 250 împreună cu cei sezonieri. Sperăm să ajungem și noi în perioada următoare acolo, pe parcurs, domnule Potor, dacă mai putem aduce și alte informații. Chiar în momentul de față, unul dintre colegii mei este în Italia, unde are loc întâlnirea națională a cooperativelor. Este o mare expoziție, poate ca și, la fel ca aici, a cooperativelor din Italia. Vă dați seama ce sunt acolo, dar acolo sunt cooperative, ne spunea colegul care a ajuns acolo, inclusiv de la taximetrie. Toată lumea lucrează numai în cooperative. Scuzați, o să beau. Numai în cooperative. Vă mulțumesc. Da. Mulțumim pentru informație. Extrem de tentant ceea ce spuneți. Facilități fiscale, bineînțeles și discounturi pentru partea de inputuri. Am auzit în schimb o curiozitate. Toate aceste, să spunem, abordări se potrivesc oarecum unor forme consolidate de exploatații agricole. Adică trebuie să fim cinstiți că asta este realitatea. Cine își pune problema de optimizare fiscală, deja probabil că a plătit foarte mulți bani ca impozit, pe profit, pe clădiri și așa mai departe. Și își dorește o formă de a plăti mai puțin bani. De a optimiza fiscal. Pe de altă parte, discount masiv, într-adevăr, e foarte important discountul, dar pare așa că e tot o chestiune care se adresează unei forme destul de consolidate de exploatație agricolă. Întrebarea noastră, și poate că aveți aici un răspuns și aș fi interesat să-l aflăm, ce se întâmplă, de fapt, cu micul fermier, cu cel care n-a ajuns nici măcar în faza de a fi suficient de solid din punct de vedere juridic, de a deveni o companie cu istoric, de a deveni o entitate juridică care operează, să spunem, ca indicator, numai prin bancă, are fluxuri de numerar doar în format electronic. Ce ne facem cu cel mic? Cel care încearcă să-și câștige existența din 1000 de metri pătrați de legume sau orice altceva, care arată o activitate mică, câțiva stupi sau câteva animale. Că, de fapt, una dintre principalele probleme pe care noi avem astăzi este legată de această polarizare a agriculturii. Avem, pe de o parte,
extraordinar de onorant. O agricultură care începe să capete ritmul Europei și să depășească de foarte multe ori și mă bucur enorm de mult că România este pe primul loc european la producții importante pentru Europa. Floarea soarelui, porumb și vine din urmă puternic și pe partea de grâu. Asta este o parte a agriculturii și cealaltă parte a agriculturii este compusă din oameni care încă nu au luat startul sau care nu au avut șansa să ia startul. Din păcate, avem de foarte multe ori o interacțiune cu aceștia din urmă, care ne spun, fondurile europene sunt doar pentru o elită, finanțările sunt doar pentru cei care știu, pot și, nu știu, mai au și niște relații. Și galurile vă spun că realmente se chinuie să demonstreze că nu e așa. Că poate obține o finanțare și un fermier mic, că poate obține finanțare și un tânăr care până acum n-a făcut deloc agricultură, că poate obține finanțare și cineva care e la început de drum, a avut un alt business sau altă meserie și acum vrea să facă partea de agricultură. Vă garantez că aceștia ultimii de care am vorbit sunt enorm, mult mai mulți decât cei care deja sunt coagulați, deja sunt formați. Și vă spun cu sinceritate că și atunci când am fost secretar de stat, unul dintre obiectivele pe care l-am avut a fost să privim și către această parte a agriculturii. Repet, nu sunt, Doamne ferește, nu spun că nu trebuie să punem accent pe agricultura performantă, agricultura care agregă suprafețe mari, număr mare de animale, zootehnie, spunem așa, făcută la cel mai înalt nivel. Dar trebuie să avem în atenție și pe ceilalți, cei care încă nu au șansa de a accesa resurse financiare. E, acolo devine partea mai complicată. Când ai un număr de 12 tineri fermieri care acum s-au apucat de treabă și care nu au acces pe piață. Deloc. Și eu sper că, domnule președinte, vă invităm alături de noi. Domnul președinte al Consiliului Județean Călăraș, vă așteptăm alături de noi. Haideți. Ce faceți? Vă oferim un scaun alături de noi. La microfon că agenții economici și cei care au conferit un pic de greutate grupului de acțiune locală Călăraș Vest, care a acționat în cealaltă programare și care s-a întins pe 3 județe și 2 centre regionale, Sud Muntenia și Centru Ilfov. Mulțumim mult că ați venit și 2 secunde dacă un cuvânt de bun venit. În primul rând să vă salut. Sunteți la Călăraș. Să o spun eu cu mare mândrie, o mare cetate a agriculturii călărășene. Suntem agricultori de frunte, avem ferme de top și cu ajutorul galurilor am reușit să promovăm aceste ferme. Fermele mici sunt prezente în toate proiectele galurilor din Călăraș. Aveți încredere că e prima formă în care putem să reușim mai ușor să atragem fondurile europene și împreună vom reuși. Succes și recolte bogate tuturor! Mulțumim, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase. Vreau să fac așa o scurtă trecere în revistă. Am vorbit despre conceptul de cooperative și ce fel aceste cooperative se raportează la 2 tipuri de agricultură. Aici suntem în sud, o agricultură pe suprafețe mai mari, o agricultură performantă, agricultură care reușește să incorporeze progresul tehnologic, dar în același timp, tot aici în sud, dar și în alte zone ale României, există și o agricultură ceva mai mică, o agricultură a tinerilor care acum încep să funcționeze, acum încep să-și întemeieze o activitate și ne întrebam dacă cooperativele pot da un răspuns pozitiv și pentru acești cetățeni ai României. Sunt absolut sigur că și la dumneavoastră la Consiliul Județean, dar și dumneavoastră, domnule ministru, secretar de stat, aveți telefoane foarte diverse în fiecare zi. Fie că e un mare fermier care vă contactează și vă întreabă cum poate rezolva o problemă tehnică sau cum poate implementa un proiect, dar sunt absolut sigur că vin și telefoane de la, repet, persoane care au o activitate foarte
redusă sau care e la început sau care își dorește să intre pe piață. Deci, prin urmare, trebuie să avem grijă de ambele tipuri de agricultură ale României. Domnule Arnaud, vă rog frumos să luați un loc alături de noi. Am văzut că v-ați alăturat. Eu cred că România nu trebuie să stimuleze un conflict între cele două tipuri de fermieri de care vorbeam, cei mari, puternici, care sunt dotați, și cei mici care încearcă să facă o agricultură de dimensiune mai redusă. Cred, pe de altă parte, că formele de asociere, de cooperare în agricultură pot fi o soluție pentru ca cei mici, prin ceea ce realizează, prin ceea ce produc împreună cu familia sau cu un număr redus de angajați, acești mici fermieri pot fi inserați în mod valabil pe piața produselor agricole. Și, domnule Dragoș Alexandru, poate pe parcurs ne puteți spune câteva cuvinte și despre acest tip de mic fermier care vine în asociere și care încearcă să facă acum ceva în agricultura din România. Este păcat și e un prilej aici de a lansa o provocare domnului ministru secretar de stat Daniel Crunțeanu. Ar fi păcat ca viitoarele fonduri europene care vor fi acordate pentru dezvoltarea agriculturii să privească din nou unul peste altul fermierii mici cu fermierii mari. Spun asta din, și o să fac o explicație acum, din experiența pe care am trăit-o în implementarea proiectelor finanțate la Ministerul Agriculturii. Cu toții sau mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu un tip de măsură, măsura 4.1, care este dedicată investițiilor în ferme. Măsura 4.1 în care pot fi finanțate proiecte de la 5.000 de euro, spre exemplu, până la 2 milioane de euro. Practic, la un apel de proiecte, vin grămadă fermieri mari, fermieri mici, nu contează. Toți sunt puși unii peste altul. De foarte multe ori am asistat la discuții cu fermierii în care Ministerul Agriculturii, și asta o spun cu respect și pentru experții care sunt acolo, încerca din răsputeri să nu supere când pe unii, când pe alții. Când încerca să modifice un pic ghidul ca să-l facă mai, să spunem, dulce, mai accesibil pentru micii fermieri, era evident că reușea să jeneze agricultura de care vorbeam, cea industrială, performantă, care incorporează progresul tehnic, și invers. În momentul în care se orienta mai mult ghidul către a susține acest tip de agricultură performantă, așa cum spunea, tinerii fermieri, cei mai mici, spuneau: domnule, dar pe noi cui ne-ai lăsați? Și prin urmare, având în vedere că suntem astăzi în faza în care se scrie sau se scriu documentele strategice pentru viitoarea programare, două lucruri le-aș vedea extrem de importante și poate posibil de a fi implementate. Unu, o abordare diferențiată între fermele mai mari și fermele mai mici, prin program, în așa fel încât să nu reușim să-i supărăm și pe unii și pe alții în momentul în care implementăm o măsură de finanțare. Asta este una dintre chestiuni. Și a doua chestiune asupra care aș vrea să pun accent, hai să dăm mai mulți bani către galuri. Asta e o chestiune că ne aflăm la o conferință sub egida FENEGAL. Să dăm mai mulți bani către galuri, pentru că galurile reușesc să ducă acești bani, aceste resurse de finanțare, către mai mulți fermieri. Domnule ministru secretar de stat, doar ca provocare am lăsat aceste lucruri. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, cum vi se pare o asemenea chestiune, pentru ce înseamnă viitorul programării fondurilor europene în România și cum am putea să le adaptăm mai bine către cele două tipuri de agriculturi. Și după aceea să ne întoarcem repede către cooperative, cu rugămintea ca din sală, din cort, aici nu e sală, să fie intervenție pe subiectul ăsta, să vedem dacă cei care au deja în intenție să realizeze cooperative, unde au ajuns cu implementarea. Da, așteptam să dăm cuvântul și celor din sală, pentru că ne apropiem la o oră în care, de o oră de când noi vorbim despre subiectul ăsta și nu v-am dat ocazia să vă exprimați punctul de vedere și să vă spuneți doleanțele, că de aceea ne aflăm aici. În momentul de față, România exercită președinția
Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul lui iunie. Și în această perioadă, regulamentele care vor sta la baza scrierii noului plan strategic, așa cum se va numi el din 2021, sunt negociate la nivelul Consiliului, discutate cu Comisia Europeană și apoi cu Parlamentul European. După ce se finalizează aceste regulamente de aprobat, cadrul va fi perfect determinat pentru a putea pune în operă definitivarea planurilor strategice de către fiecare stat membru. Revenim la noi, la România. Ministerul Agriculturii a început demersurile pentru a face studiile care premerg un program național de dezvoltare rurală sau, în cazul actual, planul strategic. Am început să punem bazele studiilor ex ante, analizelor diagnostic, care vor sta la baza scrierii planului strategic, cum am mai spus. Am ascultat cu mare atenție aceste provocări, pentru că aceste provocări le-am primit de-a lungul timpului, în ultimele luni, atât la Agenția de Plată, cât și la Minister. Sunt discuții intense pe subiectul ăsta și cred că atunci când se va scrie efectiv planul strategic, fiecare dintre actorii din piață, că sunt ei fermieri, grupuri de producători, cooperative, galuri, Federația Națională a Galurilor de România, cred că va trebui să spună punctul de vedere pentru a avea un plan strategic care să fie coeziv, să fie un plan strategic care să poată să vină în sprijinul fermelor mici, dar și al fermelor mari. Ideea de a împărți o anumită măsură, un anumit tip de investiție, de intervenție, cum îi spunem acum în regulament, pe categorii specifice de ferme, cred că este o idee bună. Și cred că poate să creeze un plus valoare pentru fermele de România. Dar asta este o idee de moment. Când vom intra în analiza efectivă, atunci se vor face grupuri de lucru la care vor participa toți cei care trebuie să își dea cu părerea în acest domeniu respectiv fermierii și reprezentanții lor, și din aceste grupuri de lucru sper eu să iasă ceva mai bun decât actualul Program Național de Dezvoltare Rurală. Pentru că actualul Program Național de Dezvoltare Rurală, zic eu că a făcut destule pentru agricultura românească. Ne aflăm într-un punct important, am depășit 50% din implementare. Rezultatele se văd, zic eu, oriunde merge România, în orice localitate. Vezi fie un tractor, vezi o combină, vezi tineri fermieri care au primit finanțare, vezi unități de procesare care au fost făcute, vezi exploatații pomicole care s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă.